Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem aici, la Dale Dimineții, aici, la Hunedoara 1 TV. Dragii mei, vă dau o veste bună pentru cei care încă sunteți în așternuturi, în pijamale, cu cafeluța în mână și ne urmăriți. Ne urmăriți online, pe pagina de Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok, la televizor. Vreau să vă dau o veste bună. Eu când am ieșit din casă, nu e chiar atât de frig afară. De data asta, în această dimineață, nu am răzuit parbrizul. Deci puteți să fiți așa mai liniștiți. Iarna cumva ne-a dat așa o amenințare scurtă pentru ultimile zile din noiembrie, pentru că vreau să ne reamintim că suntem în 29 noiembrie, trebuia să o întreb pe Bia. Bună dimineața, Bia! Ce faci? Somnic! Rosie, bună dimineața! Bună dimineața! Toată echipa e aici, dragii mei. Salutăm și pe Alin și pe Andra, o salutăm și pe Corina și mulțumim că e alături de noi. Dragii mei, sunt ultimile zile din noiembrie. Astăzi este 29 noiembrie. Greșesc, Bia? E ok, am nimerit-o. Și e marți, nu? Că eu mai fac boacăne. Da, e marți, confirmă Bia. Dragii mei... Așa m-am trezit și eu zic, e marți, de miercuri. E miercuri! Cu siguranță astăzi e miercuri? E miercuri, dragii mei. Dar, după cum vedeți, noi aici la Dale Dimineții ne susținem unii pe alții și dacă unul zice că e marți, toată echipa zice că e marți. E miercuri, 29 noiembrie, dragii mei, urmează o mini-vacanță. Mâine e mare zi de sărbătoare, după care urmează Ziua Națională a României, un weekend prelungit, deci toți vom fi liberi. Nu și noi de la Dale Dimineții, noi rămânem aici și mâine și poi mâine la matinal să vedem despre ce putem povesti, găsim noi subiecte, o să avem invitat special, până la finalul emisiunii o să dezvăluim cine va veni mâine în platou la Dale Dimineții. Dar până atunci, dragii mei, vreau să ne aducem aminte despre ceea ce eu iubesc cel mai mult și o spun mereu. Și chiar dacă risc să devin o placă stricată, eu o să o repet la nesfârșit de câte ori o să am ocazia. Eu iubesc oamenii, pentru că dincolo de orice, oamenii sunt cei care sunt importanți. Noi oamenii, până la urmă, suntem cei care făurim ceva. Nu știu ce, fiecare dintre noi, cu siguranță facem ceva. Noi știm că există acea clasă politică, avem mereu păreri despre domniile lor, mereu spunem politicienii. Da, ok, cei de la instituțiile statului, ok, dar și ei sunt oameni. Și dorința mea e, așa cum am spus în primul matinal, să căutăm, să găsim oameni. Și găsim de fiecare dată oameni cu care să povestim despre ce i-a convins să devină politicieni. Pentru că eu sunt convinsă că înainte de orice și ei, politicienii, s-au născut undeva, au crescut undeva, au părinți, au familii. Și în această dimineață l-am rugat să vină alături de noi aici, în direct, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, pe domnul Viorel Arion, să vedem care e povestea domniei sale de viață. Bună dimineața! Bună dimineața! Și mulțumesc că ați acceptat să veniți așa de dimineață. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și începem așa, aș vrea să mergem undeva în copilărie. Unde v-ați născut? În Hunedoara. Am născut în Hunedoara, părinții mei sunt din Alba Iulia. Din județul Alba, mai exact. Și ați fost născut, crescut în Hunedoara. N-ați părăsit niciodată municipiul Hunedoara? În facultate și în armată. În facultate și în armată. Ați crescut printre oamenii din Hunedoara, din municipiul Hunedoara. Da. Deci să înțeleg că cumva sunteți o piatră de temelie la municipiul Hunedoara, acolo crescând, îi cunoașteți pe oameni, știți istoria municipiului. Haideți să ne amintim. Cine a fost, de exemplu, primul învățător sau prima învățătoare pe care ați avut-o? Doamna Iaru se numea.
Iare, mai exact, am mai regăsit-o prin fotografii. Când am avut timp, m-am mai uitat printre fotografii, așa se numea, Iare, și prea multe nu mi-aduc aminte decât că era o învățătoare bună. Adolescent, da, o păstrați în suflet înseamnă că... Eu n-am amintiri frumoase cu prima învățătoare, dar o păstrez în suflet. Zi de zi mă gândesc la lecțiile pe care le-am luat în primii ani de școală. Evident, evident. Am amintiri plăcute și una dintre ele... Să știți că într-o zi mi-am făcut și eu așa un... am dat un pic timp înapoi să văd care sunt cele mai vechi amintiri ale mele. V-ați spus vreodată problema asta? Da, care este prima dumneavoastră amintire? Da. Ei, și prima mea amintire este de la grădiniță, pentru că am fost și la grădiniță, iar printre cele mai vechi este cu doamna învățătoare Iară la într-o excursie cu mocănița la Govăjdie. Frumoasă. Pe vremea mocănița circula, am făcut o excursie, am oprit într-o poieniță, așa cum face orice învățător cu copiii lui, am coborât într-o poieniță aceea. Mi-a rămas întipărită imaginea aia cu mine, stând pe geamul unui vagon al mocăniței și privind castelul. Castelul care e tot acolo, e la fel de frumos și ne reprezintă pe toți hunedorenii din tot județul. Nu doar din județ, facem o paranteză și revenim în prezent, deși o să ne întoarcem în trecut. Castelul la momentul ăsta e emblemă națională, adică eu am fost plecată din țară, așa cum am povestit, și să știți că foarte mulți dintre cei pe care eu i-am întâlnit și am avut curiozități, cetățenii din alte țări știu de castelul de la Hunedoara. E printre puținele lucruri, să spunem așa, care ceilalți străinii răspund că știu despre România. Adică castelul e... Da, e singurul castel medieval rămas în picioare. Tot ce există sau se declară sunt poate copii sau replici ale fostelor. Castelul de la Hunedoara este singurul castel medieval care a rămas în picioare. Și ne întoarcem în adolescență. Ați făcut liceul tot la Hunedoara? Nu, liceul l-am făcut la Deva. Am fost în prima treaptă, așa era atunci, cu două trepte. Prima treaptă la liceul pedagogic, am vrut să mă fac dascăl, și treapta a doua la liceul auto. Ce frumos! O schimbare radicală în 2 ani de zile. Pentru cei care nu știu, făceai 2 ani a 9 și a 10, după care ați schimbat macazul. Dar chiar ați făcut schimbare de macaz, de la a vrea să vă faceți dascăl și să mergeți la liceu auto. Care a fost ideea? N-a fost nicio idee. Din 3 clase de la liceu pedagogic trebuia să rămână una singur. N-am reușit să fiu printre cei care au admis, dar având medii mari, noi cei de la liceu pedagogic care am rămas, ne-am putut alege liceele, am avut prima opțiune, ca să zic așa. Iar prima opțiune pentru mine a fost liceul auto. Nu mi-a părut rău, pentru mine au fost 2 ani de liceu extraordinari la acest liceu auto și cred că au contribuit la formarea mea tehnică ulterioară, pentru că după liceu am urmat cursurile facultății de metalurgie din București și am urmat practic tradiția din familia mea. Tatăl meu a fost siderurgist, fratele meu, Dumnezeu să-l ierte, a fost și el tot inginer metalurg, oțelar. Eu am lucrat 2 ani după facultate la secția Furnale. O întrebare așa mai... Când ați înțeles prima dată, știți, este întrebarea aia pe care o punem în general copiilor, ce vrei să te faci când ești mare? Inițial ați plecat cu ideea să vă faceți dascăl,
sistemul, că asta vreau să înțeleagă tinerii din ziua de astăzi, că în acele vremuri nu prea puteam hotărâ ce vrem să ne facem. Ne cam ne făceam sau deveneam ceea ce societatea avea nevoie, așa erau lucrurile la un moment dat. Și facultatea o făceai, ați dat examenele grele la facultate, că astăzi te hotărăști să faci o facultate, o alegi, te înscrii și cam asta e. Pe vremea aceea dădeai din coate nopți nedormite, învățai foarte mult ca să poți să urmezi cursurile unei facultăți. Sau mă înșel? Nu, exact așa era. Poate spre deosebire de acum nu se punea atât accent pe bacalaureat. Era într-adevăr examenul vieții, era examenul la facultate. Da, se intra destul de greu. Nici eu nu am intrat din prima, am intrat din a doua, ca să zic așa. Am avut un an la dispoziție ca să mă pregătesc mai bine. Și ne pregăteam intens, dragii mei, nu era joacă pe vremea aceea admiterea la facultate. Și vine întrebarea. Când ați înțeles prima dată în adolescență sau în tinerețile dumneavoastră că puteți să deveniți un om politic? Când ați înțeles că vreți să schimbați lucrurile? Care e evenimentul din viața dumneavoastră? Că presupun că n-a fost o întâmplare, așa, ați fost luat de val și v-ați hotărât să faceți politică. Care a fost evenimentul din viața dumneavoastră care a spus hello, poți să faci mai mult? Deci nu am avut astfel de gânduri în adolescență despre politică și despre cum o să mă implic eu în politică, dar după 1989 am fost un susținător, hai să zicem, nu înfocat, dar mi-am susținut cauza al celor doi, să zicem, opozanți ai vremii respective, Corneliu Coposu și Ion Rațiu. Curentul era exact împotriva, adică peste 80% din populație îi înjurau, nu suportau ideea asta, dar oamenii spuneau niște lucruri care apoi în timp s-au adoverit despre democrație, despre cum evoluează democrația. Am rămas fidel, să zic, valorilor acestea mai de dreapta. N-am făcut politică până în anul 2002, parcă, când, adică să încep cu, eu am terminat facultatea în anul 1989, am lucrat 2 ani în combinat, iar în momentul în care primul din guvernele României a dat acel decret pentru înființarea de întreprinderi mici și mijlocii, era parcă Petre Roman atunci, am înființat o societate și imediat ce a început să meargă am renunțat la serviciul de la stat pentru firma privată. Mi-am văzut de drum prin 2002 pentru că natura firmei era în așa fel încât luam contact cu foarte mulți clienți, cu foarte mulți oameni. Aveam în vizită prieteni. Unul dintre prieteni, care era la vremea respectivă viceprimar la Hunedoara, s-a tot ținut de capul meu să mă înscriu în partid, în PNL. Și a tot venit și a tot venit și a tot insistat și până la urmă m-am hotărât. Nu m-am dus așa, adică am luat repede o hârtie și am scris o adeziune. Prima dată am citit despre PNL, despre când s-a înființat, despre cine au fost cei care l-au fondat, ce au făcut pentru România și mi-am ales chiar cu grijă chiar și ziua în care am devenit membru PNL, adică respectiv o zi din luna mai, ziua înființării PNL. Ulterior au fost tot felul de evoluții în plan județean și pe plan național. Pot să zic că maximul, să zic, pe care l-am obținut în viața politică a fost că am fost ales senator în 2004 pentru mandatul 2004-2008 și deputat în mandatul 2008-2012. În 2008-2012, dacă vă aduceți aminte,
S-a trecut la votul uninominal. Pe colegii, colegiul pe care am candidat eu a fost municipiul Hunedoara. Iar în 2012 mi-am propus să intru în competiție pentru primăria Hunedoara. Am intrat, am avut de partea cealaltă un adevărat colos politic, USL se numea, era o uniune de două partide mari și îmi aduc aminte și acum că m-am întâlnit cu Dan Radu Rușanu, la vremea respectivă deputat de Hunedoara, care m-a întrebat așa, poate zenflematic, ce faci măi Viorele, candidezi la primărie? Da, vezi stâlpul ăla de acolo, pe ăla dacă îl punem să candideze primar, iese primarul USL. Și n-a ieșit stâlpul, am ieșit eu, mi-am dus mandatul până la capăt, acum sunt consilier județean și am două joburi. Dimineața sunt la lucru, lucrez la Camera de Comerț, după masa sunt bunic. Bine, evident, cu jumătate de normă, pentru că norma întreagă este a părinților. Eu mai ajut cât pot, așa cum o face și soția mea. Și zâmbesc, dragii mei, foarte larg, pentru că de aici a venit ideea acestei emisiuni. În primele zile de cu zăpadă v-am văzut pe rețelele de socializare, a ieșit copilul din domnul Arion, ați fost la zăpadă cu pruncii și acele poze m-au impresionat. Reușiți să vă rupeți omul politic, omul care are jobul la Camera de Comerț, președinte la Camera de Comerț, dacă nu greșesc, și să deveniți așa bunic, cumva într-un timp foarte scurt copiii vă schimbă radical dorințele. Da, mi-aduc aminte că la prima emisiune, la dumneavoastră am fost aici la emisiune, îmi povestea Andreea, fata mea, mama copiilor, că mă vedeau la televizor și mă strigau. Adică ei nu înțelegeau cum pot să fiu eu la televizor și să nu-i aud când mă strigă. Da. Duminica în care am ieșit la zăpadă a fost o duminică dedicată pentru așa ceva. Ei și-au pus în plan să meargă să caute o zonă cu zăpadă. Am zis că mergem și noi, bunicii. Din păcate n-am găsit zăpadă decât prin zona Poiana Răchițele. Am oprit într-un prim loc unde bătea vântul foarte, foarte puternic. Nu puteam să scoatem copiii din mașină acolo. Și ulterior am găsit o poieniță, chiar foarte aproape de Poiana Răchițelei, unde vântul era mai domol. Și da, am dat cu Sania, am alergat, am făcut bulgări, ne-am bulgărit. Ne-am simțit bine și noi bunicii și cred că în mod special copiii. Ați devenit copil pentru o zi. Da, se poate spune și asta. Rămânem în zona politicii și ne mai întoarcem în zona celui de al doilea job, bunic, dar rămânem în zona politicii. Am înțeles că cei doi moștri sacri ai politicii v-au marcat în primii ani. Dar ați intrat în politică, e clar, știu și telespectatorii, ne-ați povestit chiar parcursul dumneavoastră, pe scurt, așa, dar o imagine marcantă din prezentul politicii, parcursul dumneavoastră politic, după ce ați hotărât să intrați în politică și să faceți politică cu adevărat. Pentru că la început toți facem politică, dar nu adevărată. Cochetăm cu politica și eu am cochetat cu ani în urmă. Dar la un moment dat ne asumăm. Ne asumăm, ieșim în față, începem să spunem lucrurilor pe nume, începem să devenim lideri, conștientizăm că oamenii ne urmează, că ceea ce le spunem oamenilor, cum dumneavoastră ați făcut, reprezintă vocea lor, o duceți mai departe. Care a fost figura politică marcantă care v-a hotărât să ieșiți un pas în spate? Poate fi din opoziție, adică v-a marcat negativ și vroiați să contraatacați, sau putea fi din
partea dumneavoastră, să spunem așa, și v-a încurajat să ieșiți în față. Cine a fost personajul politic care v-a scos în față, să spunem așa? La început, înainte de a deveni senator, Teodor Stolojan. Deci Teodor Stolojan, care între timp a devenit și liderul PNL la vremea respectivă, a fost politicianul care a încercat și a reușit să impună un alt fel de mers în lucrurile la partid. Adică a înființat niște comisii, comisii de specialitate, lucru care nu se mai întâmplase până atunci, în care fiecare mergea pe domeniul pe care se pricepea. Eu, venind din mediul privat, am mers în comisia care era condusă la vremea respectivă de Dinu Patriciu. Dinu Patriciu a fost un opozant al lui Teodor Stolojan, dar cu toate astea, deși erau, aveau idei diferite, n-a plecat nimeni, adică nu s-a supărat nimeni, n-a plecat nimeni, toate discuțiile erau în interiorul partidului. Am făcut parte din această comisie împreună cu un coleg, poate vi-l aduceți aminte, Ionescu, a devenit între timp și ministru. Deci au fost colegi care s-au perfecționat în această comisie și nu numai, și în celelalte comisii și care ulterior, atunci când au avut ocazie, au devenit chiar miniștri în guvernele următoare. Teodor Stolojan a fost evident atunci personajul care mi-a determinat, să zic, traiectoria și ulterior Traian Băsescu. Eu sunt și acum un adept al lui Traian Băsescu, sunt băsist și mi se întâmplă, pentru că merg când mai merg, printre oameni, prin județ, când spun de la ce partid sunt, lumea are reacția, a, tu ești de-a lui Băsescu. Deci e o catalogare pe care nu poți evita și nu mai ai cuvinte. Da, așa este, suntem de lui Băsescu. Acum, eticheta asta nu ne-o poate lua nimeni. Că sunt unii care nu-l înghit pe Traian Băsescu, așa e în politică. Nu toată lumea. Nu există un om politic care să fie agreat 100%. Pentru că e și normal. Oamenii să aibă alte păreri și democratic din această dispută să iese ceva bun pentru noi, pentru români, pentru România. Și totuși în plimbările noastre prin județ, unde ne-am întâlnit la diferite evenimente, eu am întâlnit oameni care spun că dacă ar fi putut să mai candideze, să mai aibă parte de încă un mandat, Băsescu ar fi fost ales din nou la un moment dat. Ar avea toate șansele dacă ar avea șansa să mai candideze. Știu de un sondaj care s-a făcut acum 2 luni de zile, în care s-a încercat de către colegii mei din această alianță de centru-dreapta pe care vrem să o creăm, USR, PMP și Forța Dreptei. Știu că s-a făcut un sondaj pentru măsurarea gradului de notorietate al unor personaje politice și mai puțin politice. Pe locul întâi a fost surprinzător doamna Chioveși și pe locul 2, cu un procent de aproape 40%, Traian Băsescu. Deci da, Traian Băsescu păstrează imaginea aceea, oamenii au rămas cu imaginea de președinte jucător, pe care o contrapun acum cu imaginea actualului președinte, care nu este deloc jucător. Adică, într-o parte era Traian Băsescu, dacă vi-l aduceți aminte, care mergea la supermarket, împingea de cărucior și după aceea se lua în gură cu ziariștii și răspundea întrebărilor, mă rog, în stilul, avea un stil aparte. În stilul lui. De cealaltă parte avem un președinte care nu comunică deloc cu presa, cel puțin.
Și atunci, evident că și românii se împart în... poate că foarte mulți își doresc să aibă o comunicare cu președintele, ceea ce mie mi se pare personal, mi se pare normal. Adică dacă ai fost președinte ales, ești președintele tuturor românilor și trebuie să le vorbești tuturor. Și celor care te-au ales și celor care nu te-au ales. Că așa e democrația. Dar da, așa este. Traian Băsescu a fost un om în stilul lui, jucător, a comunicat, a participat la meeting-uri, a fost hulit, a fost huiduit. A știut să ia toate. Întotdeauna partea bună, da. Și să scoată partea bună din toate aceste întâmplări. Să nu credeți că mie mi-a fost ușor atunci când am candidat în 2012 împotriva unei forțe politice care avea 70% în sondaje. Deci eu am luat-o atunci pe o campanie adevărată din ușă în ușă. Am și acum caietul în care am aproape 5.000 de notate, 5.000 de adrese, uși care mi s-au deschis și care, da, au zis, da, te votăm. Dar n-au fost doar acele 5.000 de uși care mi s-au deschis, au fost și câteva mii de uși care mi s-au închis în nas. Și nu cu lăsați, nu e nevoie, și uneori și cu înjurături și cu ce mi-au văzut urechilor, pentru că am făcut parte dintr-o formațiune care într-o perioadă de criză economică și-a asumat niște măsuri nepopulare. Asta este. Pentru asta partidul din care eu am făcut parte a dispărut, deci a dispărut efectiv de pe scena politică. Mă rog, colegii mei se regăsesc acum în foștii mei colegi, în noua formațiune PNL. Dar au fost niște ani destul de greu de dus ca și politician. Mi-aduc aminte că eram convocat, câteodată stăteam noaptea târziu, aproape până dimineață. Situația financiară era destul de grea, presiunile făcute de instituțiile internaționale erau aproape insuportabile și premierul Boc la acea vreme, dacă puteți să vă imaginați, nici măcar nu a avut curaj să iasă să spună el că era de datoria lui ce măsuri ia. A ieșit președintele. Treaba președintelui este să medieze, nu să anunțe măsuri economice. S-au luat, s-a plătit pentru asta și până acum sunt în măsură, cred că deja sunt în măsură românii să aprecieze dacă măsurile alea au fost bune sau nu, dacă s-au impus sau nu. Acum trecem prin aceeași situație, România are din nou dificultăți economice, poate că creșterea economică nu lasă să se vadă care sunt problemele, dar sunt instituții unde deja se simte că traversăm o criză. Nu mai vin salariile la timp, nu mai vin cheltuielile pentru spitale, nu mai vin banii pentru școli și un guvern curajos ar lua niște măsuri de redresare economică. E greu de luat, urmează 4 rânduri de alegeri, dar pe de altă parte trebuie să fii bărbat și să-ți asumi. Până la urmă nu moare nimeni dacă trece în opoziție. Deci viața în opoziție e viață și acolo, nu se întâmplă nimic. Dacă... Nu se întâmplă nimic dacă treceți. Da. Când ați trecut în opoziție și evident. Nu s-a întâmplat nimic. Păi asta e democrația, trebuie să existe și opoziție. Și opoziție. Și nu poți fi veșnic la putere, că te deformează puterea. Deformează puterea. Era o întrebare pe lista mea, da. Deformează puterea. Nu, deformează, deformează, da. Deformează? Deformează, atunci când ajungem la putere, uităm de cele mai multe ori de unde am plecat? Se întâmplă? În cele mai multe cazuri, da. Și întrebarea care ce ați schimba dacă ați avea puterea să mergeți în trecut și să schimbați o decizie politică, care ar fi aceea? Dacă aș merge în trecut să schimb o decizie politică, aș
De fapt, aș fi luat o decizie politică la momentul la care ar fi putut fi luată regionalizarea administrativă a României. Dacă s-ar fi făcut, noi am fi plătit același preț, pentru că l-am plătit deja, adică am dispărut de pe scena politică, vorbesc de PDL, dar România ar fi rămas cu o structură organizatorică, administrativă, care ar fi durat poate sute de ani. Deci noi acum mergem pe o variantă a lui Nicolae Ceaușescu din anii 1950-60. După ruperea regiunilor. Eu sunt născută în Sebeș și am prins deci regiunea. O simplificare a administrației locale ar fi fost un lucru foarte bun. Ai fi plătit același preț pe care oricum l-ai plătit, dar ar fi rămas această organizare. Avem mesaje. Bună dimineața, Edi. Mulțumim că ești alături de noi. E vorba de tata lui Bianca. Ioana Tatiana, o doamnă, ne scrie: ar avea toate șansele dacă ar avea șansa. Se referă probabil la domnul președinte Băsescu, care ar fi măsurile aceleași din 2010. Ar însemna asta închiderea multor SRL-uri, tot ca în 2010. Băsescu în 2009 ne spunea că nu va exista nicio criză, tot public a zis. Asta cu regionalizarea v-ați inspirat de la AUR, reîntregirea binomului, zice domnul Virgil Sevastru. Oricum, dragii mei telespectatori, asta cu regionalizarea, nu știu dacă și-o poate asuma vreo, ca idee mă refer, nu știu dacă și-o poate asuma vreo formațiune politică, pentru că e ceva ce noi discutăm de ani de zile. România e clar. Populația trebuie să înțeleagă că există UAT-uri foarte mici care nu își mai justifică prezența pe scenă, să spunem așa, pe scena teritorială, și cât mai devreme sau mai târziu ăsta va fi viitorul. Aș vrea să readuc în atenția publicului că acum 3 sau 4 luni de zile președintele Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, care este colegul meu și, evident, să zicem, superiorul meu pe linie de camere de comerț, a ieșit cu o variantă de împărțire administrativă și a supus-o, să zicem, dezbaterii publice și mai ales în atenția politicienilor. Dar trebuie stabilit că degeaba ar vrea AUR, de exemplu, să facă această regionalizare. Trebuie să ai și voturi în Parlament. Și ca să ai voturile astea în Parlament, îți trebuie două treimi. Adică trebuie schimbată Constituția. Deci nu există, nu sunt destul de dese momentele în care poți să o faci. Actuala putere, dacă ar mai lua pe lângă ei, să zicem, și voturile UDMR și ale independenților de prin Parlament, ar putea. Așa cum și noi am fi putut la vremea respectivă. Exact despre ce povesteam. Aveam puterea și, dacă am numărat, ieșeau voturile pentru ca să-ți asumi așa ceva. În momentul în care începe și se împarte și nu reușești să faci o astfel de majoritate, degeaba vorbești despre regionalizare, pentru că nu poți schimba Constituția dacă nu ai numărul de voturi necesar. Întreabă telespectatoarea noastră: cum vedem regionalizarea? Oamenii ar trebui să suporte costuri să-și schimbe acte. Nu știm, nu s-a ajuns din ceea ce eu am săpat până acum. Nu avem aceste informații, asta pot să vă răspund eu pentru că lucrez în presă. Nu se știe încă cum se va produce regionalizarea. Dar e clar că, fiind pe buzele tuturor, această regionalizare se va produce. Cu siguranță că vor trebui schimbate niște acte, dar statul poate să-și asume asemenea cheltuieli. Nu reprezintă pentru statul român o sumă colosală la câte cheltuieli se fac în ziua de astăzi cu superavioane de lux care umblă prin Africa, America sau cu BMW-uri achiziționate de știm noi cine. Deci există cheltuieli nejustificate în România o grămadă.
Deci o cheltuială pentru cetățeanul de rând să schimbe niște documente, nu cred că ar fi. Da, probabil că ar exista un pic de deranj, pentru că drumurile trebuie pe ia... care trebuie da, să trebuie le facem și așa mai departe, dar probabil va exista un termen. Nu cred că ne poate impune cineva să nu exagerăm, dragii mei, și să nu luăm o hotărâre. Dar nu trebuie să vedem partea mare, adică da. Realizarea în ansamblul ei. E și România Mare când s-a făcut, că nu s-a făcut într-o noapte. Tocmai ne apropiem de 1 decembrie. Da, și nu s-a făcut România Mare peste noapte, s-a făcut cu mulți ani înainte, s-a lucrat la acel document și să nu uităm că România Mare, lucru despre care să povestim de 1 decembrie la matinal, s-a făcut pe vot. Adică oamenii s-au dus și au semnat și și-au exprimat dorința că vor să fie români, asta este impresionant. Credeți? Da. Că noi ne dorim să fim români? Cu toții? Da, cred. Eu cred că noi ca români suntem o națiune frumoasă, suntem o națiune poate nu bine condusă, dar dacă am fi și bine conduși, am fi printre marile puteri ale Europei, pentru că avem tot ce ne trebuie. O întrebare delicată. Mai am două ca și politician și ne întoarcem la familie, pentru că deja am stat prea mult în zona politicului. Noi românii, ca și neam, ca și popor, să spunem așa, noi ăștia mulți, care ne-am împărțit în două, cei de la stat și cei de la privat, și azi mâine pornim un război care câștigă mai mult, putem fi un exemplu, noi, masa mare de oameni, putem fi un exemplu pentru clasa politică? Ar putea schimba asta ceva? Dar e obligatoriu. Adică e obligatoriu ca adică așa ar trebui clasa politică să se uite tot timpul la masa mare, pentru că de acolo vin cerințele societății. Nu poți să îți asumi sau să iei niște inițiative pentru că așa crezi tu că e bine. Până la urmă, guvernezi pentru popor, dacă o faci. Și o întrebare mai delicată. Ați fost vreodată trădat în politică? În politică se întâmplă des trădări. Nu mi-aduc aminte ca eu personal să fi fost în situația asta, să fiu trădată, dar de regulă trădările se fac la alte nivele mai mari decât eu nu sunt chiar așa de om politic important până... Deci nu vă purtați în suflet nicio ranchiună față de colegii dumneavoastră de politică în județul Buneta? Nu, deloc, absolut deloc. O să păstrăm răspunsurile. Toți politicienii care vor trece pe la Dale dimineața vor primi aceleași întrebări, dragii mei, pentru că vreau să păstrăm un ritm, să vedem care e diferența și cum vede fiecare dintre ei aceste întrebări, fiecare le simte și le poate găsim pe cineva care spune, da, am fost trădat de cutare, nu cred, dar eu sper până la urmă să găsim pe cineva care să spună lucrurile altfel. Și ne întoarcem în zona familiei și vreau să ne întoarcem în copilăria dumneavoastră și să vă întreb dacă vă aduceți aminte în copilăria dumneavoastră, în familia dumneavoastră, o amintire de Crăciun care v-a impresionat, că pentru că ne apropiem de sărbătorile de iarnă, pentru că vine acea perioadă magică când toți ne creiem amintiri frumoase pe care să le păstrăm, să ne aducem mereu aminte, să devenim mai buni, sper eu. Și strict eu. De ziua de Crăciun sau de și perioada? Merge de și ce merge înainte. Tot ce înseamnă sărbătorile. Deci de amintirea mea cea mai, să zic... frumoasă de Crăciun. Frumoasă, nu știu dacă e neapărat frumoasă, dar e o amintire și face parte din viața mea. Noi în fiecare an de Crăciun tăiam porcul. Era o tradiție, tatăl meu își chema frații la tăiatul porcului pentru că era o serbare în familie. Noi copiii nu prea aveam treabă pe acolo și atunci ne luam săniuțele și mergeam pe un deal în apropierea casei unde locuiesc eu, în Hunedoara.
Nu era pe vremea aia asfalt, se făceau foarte ușor pârtii și când ne înghețau mâinile și picioarele suficient ca să nu le mai simțim, veneam acasă unde era deja jumările erau gata, friptura era gata și începea pomana porcului. Este o imagine care mi-a rămas, nu s-a mai întâmplat, acum toți ne cumpărăm de pe la magazine, numai, cel puțin la mine în familie, tradiția asta nu mai este. De ce renunțăm la amintiri care ne impresionează? Probabil că acum că evoluăm și probabil că acum dacă vezi pe un cineva că pârlește porcul cu paie, o să zici că omul ăsta e în urmă cu mult, adică când există atâtea metode în ziua de astăzi și dar aveau și paiele alea, adică măcar mirosul ăla să-ți rămână în amintire și să-l păstrezi acolo când se apropie Crăciunul, să-ți aduci aminte că uite cum făceam noi când eram copii și cum făceau părinții noștri. Ce amintiri le creați nepoților dumneavoastră? Care sunt amintirile de Crăciun pe care ați dori ca nepoții dumneavoastră să le păstreze? Cred că e cam de vreme, nepoții mei sunt destul de mici, au 4 ani, dar probabil că în anii următori vor avea și vor păstra în memorie câteva. Sunt convins că una dintre ele va fi sărbarea de Crăciun. Deja ne pregătim pentru sărbarea din 19 decembrie, avem textul primit de la doamna educatoare, ce trebuie să zică, cum trebuie să cânte. Și asta va fi cu siguranță o amintire pe care o vor păstra. Cât de importantă e familia în viața unui om politic? Este foarte importantă pentru orice om. Până la urmă, familia e totul, adică indiferent unde te duci, că te duci în politic. Eu am fost plecat 8 ani în București atunci când am fost parlamentar. Tot la familie m-am întors. Plecam duminica și mă întorceam joia. E important și important este să atât timp cât ești în putere să-ți ajuți, să-ți ajuți copiii, nepoții, pentru că așa e normal și părinții noștri la rândul lor, așa cum au putut, ne-au ajutat pe noi și părinților la fel. Vremurile s-au schimbat, dar rămâne atitudinea asta de părinte, de bunic, să-ți lași familia cât mai așezată, dacă este posibil. Își ia omul politic puterea de a merge mai departe, de a se lupta cu toate schimbările vieții, care așa, își ia omul politic puterea din interiorul familiei? Da, și cred că întrebarea asta ar trebui să le opuneți oamenilor politici mai tineri, pentru că eu le spun ca pe un sfat. Da, de acolo vă luați puterea din familie. Eu cu politica sunt mai pe final și cred că cei care vin din urmă, tinerii politicieni care vor și guverna România, obligatoriu trebuie să-și ia această forță din sânul familiei. Vor avea nevoie de ea. Ar trebui să fie decizia pusă pe masă, la o cină, facem politică. Eu am impresia că oamenii politici, toată familia participă și acolo ar trebui decizia luată. Vreau să fac politică, vreau să merg mai departe. Și decizia să aparțină, să fie de comun acord. Viața se schimbă a tuturor din familie în momentul în care faci politică. Așa este, da. Așa este și trăiesc odată cu tine. Și să zicem bucuria succesului, dar și dezamăgirea frângerilor. Le trăiesc și membrii familiei tale.
Și ceea ce nu-mi place e că atunci când începe campania electorală, uităm că în spatele oamenilor sunt familii și că ei suferă cel mai mult. Și de multe ori se greșește, pentru că membrii familiei nu ar trebui să participe la jigniri, să spunem așa, și asta am putea poate până începe campania electorală, așa cum ați spus dumneavoastră că urmează 4 tururi la anul, poate reușim să schimbăm mentalități. Nu sunt mulți cei care apelează la astfel de... din păcate sunt poate prea mediatizați. Dar dacă am face procentual cât sunt politicienii care apelează la genul ăsta de lucruri, sunt sub 10%. Ceilalți 90% sunt oameni care se respectă, care înțeleg politica. Mi-aduc aminte că la începuturile politicii mele îmi povestea Puiu Hașudi, care era lider de grup la Senat, un banc. Zice, în Parlamentul englez, opoziția și puterea stau față în față. Adică un rând, primul rând, este opoziția, pe cealaltă parte, cu un loc între ele, e puterea. Și un tânăr politician îl întreabă pe unul mai în vârstic, ăia din față sunt dușmanii noștri? Nu, ăia sunt adversarii noștri, dușmanii sunt aici. Foarte frumos de învățat, ar trebui să-l reținem și să-l mai difuzăm. Foarte, foarte real. Aveți, uite, asta n-am știut-o. Uite, învățăm câte un lucru în fiecare zi. Și așa e, da, dușmanii sunt lângă noi. Pe cei din față îi considerăm adversari, nu dușmani. Da, corect, foarte frumos spus. Revenim în zilele noastre în 2023, foarte de curând, la Hunedoara. Ați ales o locație frumoasă, nu putem să-i dăm numele. Ați organizat 30 de ani de gală pentru cei care sunt vulturi. Și să vedeți de ce spun asta. Rosi, te rog, dacă avem materialul pregătit de la Gala Excelenței, mulțumesc. Sunteți aici pentru că știți să construiți și ați reușit să construiți ceva în viață. Ați avut tenacitate, competență, dorința de a reuși și ce v-ați propus, ați realizat. Însă unii dintre voi, de 30 de ani, alții de mai puțin, faceți și o greșeală majoră. Uitați că tot ceea ce ați construit trebuie să fiți în stare să și apărați, pentru că nimeni nu vă apără. În sală, acum sunt campionii, vulturi neînfricați pe cerul schimbător al mediului de afaceri. Fiți campioni și de acum încolo. Fiți vulturi. Un vultur își câștigă cinstea din furtunile pe care le îndură. Vă mulțumesc, felicitări și la mulți ani! Filmul va mai rula, o vedem pe Corina, patroana noastră, o felicităm încă o dată. Un premiu care ne obligă să fim mai buni la anul, mie îmi dau lacrimi, am fost impresionată și acolo. Mi-a plăcut discursul dumneavoastră, mi-a plăcut felul în care ați transmis antreprenorilor în vremuri foarte grele, chiar îmi dau lacrimile. Pentru că trăim vremuri grele ca și antreprenori, privații, dragii mei, privații. Despre ei este vorba. Le-ați spus să fie vulturi, să reziste, să nu plece. Foarte frumoase cuvintele. Nu, nu vor pleca. Deci dacă era să se întâmple, se întâmpla până acum. Dar nu. Oamenii ăștia pe care dumneavoastră îi dați acum în imagini, antreprenorii de succes ai județului Hunedoara, erau în sală și reprezentau aproape 7.000 de angajați. Deci oamenii care au participat la această gală împreună aveau 7.000 de, au 7.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 1 miliard de euro. Erau toți acolo la mese. E impresionant și mai ales eu care știu cum evoluează de la an la an, pot să vă spun că am avut și câteva
new entry, ca să zic așa, oameni care au venit pentru prima dată la top, dar în proporție de peste 85% sunt aceiași de anul trecut, aceiași de acum 2 ani, aceiași de acum 3 ani și de acum 10 ani. Deci oameni care au trecut și prin criza din 2008-2011, oameni care au trecut peste tot felul de măsuri luate de, din păcate, de statul român împotriva lor, și această politică vedem că se continuă. Se continuă favorizarea unora împotriva altora și evident că aici ajungem într-o zonă care, cel puțin eu ca om politic, nu mi-o doresc. Nu trebuie să antagonizăm două categorii sociale pentru că nu este vina nimănui. Eu cred că guvernul ar trebui să ia niște măsuri care să ajute mediul de afaceri și atunci toată lumea ar fi mulțumită. Vă dau un singur exemplu. Când am plecat la drum în 2004 ca senator, Alianța Dreptate și Adevăr, la vremea respectivă, era reprezentată de două partide, PD și PNL. Unul avea 6%, unul avea 8%. 6% și 8% fac 14%. Ei bine, ăștia au câștigat și președinția și guvernarea, dar ce este mai important este că și-au respectat cuvântul pe care l-au dat românilor. Impozitul unic de 16%. Îl avem și în ziua de astăzi. Spuneți-mi acum o măsură luată de economică care va dăinui și care va ajuta mediul de afaceri. Pentru că eu unul nu mi-aduc aminte. Deci chiar mă uit la guvernarea care a fost înaintea celei de acum, la cea care a fost înaintea celei de dinaintea ei și nu găsesc o măsură care să zic că asta este în favoarea mediului de afaceri. Adevăruri, dragii mei, așa cum l-ați auzit pe domnul Viorel Arion și la gală, și astăzi, în această dimineață, așa în direct, cuvinte spuse impresionant și din suflet, pentru că îi simt energia, așa cum am simțit-o și în pozele cu nepoții și care m-au convins să îl rog să vină la un matinal alături de noi. Și eu sper să putem cumva să găsim calea de mijloc și să facem lucrurile pentru privați, nu știu, pentru cei care muncesc în mediul privat, să poată să dea mai mult la stat. Pentru că eu asta nu înțeleg. Guvernanții parcă au început un război. Trăim parcă în teoria conspirației. Vrem să distrugem mediul privat în loc să-i ajutăm. Să aducă mai mulți bani, să facem lucruri minunate, parcă cumva încercăm să-i tocăm pe acești oameni. Dar poate e doar o impresie de-a mea și poate reușim împreună să-mi o schimb, dragii mei, și eu și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Nu ne luăm la revedere, vreau să vă rog să transmiteți. Urmează două sărbători la noi, la români. Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Dacă vreți să le transmiteți ceva românilor. Da, în primul rând vreau să-i urez la mulți ani fiicei mele, Andreea, și tuturor oamenilor care poartă numele Andrei sau Andreea. Mâine este Sfântul Andrei, este ziua lor și de asemenea la mulți ani tuturor românilor de 1 decembrie. Mulțumim! Eu mai am de spus câteva cuvinte. Mâine dimineață, aici, la Dale Dimineții, voi avea doi oameni minunați. Prezentul și viitorul. Alături de mine, la Dale Dimineții, va veni domnul Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, și un tânăr. Un tânăr deosebit care ne aduce speranța, Vlad Lință. Ambii vor veni diferit de cum îi cunoaștem noi în fiecare zi. Ambii vor avea altceva de spus. O să vedem mâine dimineață cum reușim să povestim cu cei doi invitați, să trecem dincolo de ce dorim să facem în fiecare zi.
Deci mâine dimineață, dragii mei, rămâneți alături de noi. Domnul Ciprian Roman și Vlad Lință vor veni la Dale Dimineții. Dar mai avem un eveniment. Pe sâmbătă. Sâmbătă vom petrece Românește, deși vineri e 1 decembrie, la Reno, dragii mei, se sărbătorește Românește. Deci petrecerea de 1 continuă, nu se oprește la finalul zilei, începe weekendul și ne luăm gașca, ne luăm prietenii și dacă nu avem gașcă și nu avem prieteni, mergem la Reno pentru că acolo putem socializa, cu siguranță ne facem prieteni noi. Așa cum îl cunosc eu pe Marius Vitan, cu siguranță va reuși să ne ducă într-o lume specială a muzicii, să uităm de tot nebunia zilelor de luni, marți, miercuri, pentru că e sâmbătă și ne distrăm. Unde? La Reno, dragii mei, vom sărbători Românește. Până mâine dimineață, când vă aștept aici, alături de mine, la Dale Dimineții, să vedem ce fac oamenii minunați din viețile noastre. Eu nu pot decât să vă urez o zi minunată în continuare. Vreau să vă aduc aminte că eu vă iubesc și dăruiesc din iubirea mea celor de lângă mine. Și am o singură rugăminte. Dăruiți și voi, dragii mei, puțin din iubirea voastră celor pe care îi întâlniți pe stradă, zâmbiți. Nu știu, dați un mesaj frumos, dați un telefon, spuneți-i cuiva că te iubesc. O să-i faceți ziua mai frumoasă. Vă iubesc!